Domnul Ciocoi, dumneavoastră ne povestiți aici despre decizii care sunt atacate în instanța judecată. Vă aduc aminte că a fost și decizia Comisiei Excepționale Extraordinare, care au fost atacate și la Curtea Constituțională, așa că nu o să scăpați nici de oameni care protestează și nu sunt de acord cu decizii, nici de contestări în instanță, ca urmare a propunerilor pe care le faceți. Ceea ce pe mine mă surprinde este că dumneavoastră veniți și nu aveți nici măcar 5 propuneri concrete pe partea pandemică și măcar 5 propuneri concrete pe partea economică, care să veniți și să spuneți: vreau să fac asta și cadrul legal existent nu îmi permite. Cât a fost de complicat în 3 săptămâni de la ședința Consiliului Suprem de Securitate, în care au existat niște propuneri bune, rele, de analizat, de calculat și de venit cu ceva concret. Noi constatăm că cereți niște drepturi care nu-i clar pentru ce vă trebuiesc și nu-i clar ce vreți să faceți cu dânsele. Mie îmi pare că atitudinea responsabilă a unui om de stat este să aibă un plan, să știe concret ce vrea să facă, dar nu să vorbească în abstract de niște potențiale decizii care nu-i clar ce o să prevadă. Ce v-a încurcat, domnule prim-ministru, în 3 săptămâni să veniți cu un plan? Bine, să zicem că acolo era vorba de 3 zile în care guvernul ar trebui să vină cu un plan. Prea puțin. Ați avut 3 săptămâni. Puteți să ne spuneți 5 acțiuni pe partea epidemiologică? O să fie restricționat transportul sau nu? O să fie închisă Horeca sau nu? O să fie închisă piețele sau nu? De exemplu. Să ne spuneți de ce aceste decizii nu pot fi luate de CNESP? Și exact așa pe partea economică. Atunci noi am fi crezut că ați venit ca un politician curajos să propuneți niște decizii nepopulare, dar necesare. Dar când astăzi nu aveți un plan, cum vreți să vă credem că nu sunt alte intenții, de fapt, în spatele propunerii? Domnul Ciocoi, săptămâna trecută, dacă nu greșesc, Parlamentul a rectificat bugetul și a alocat 600 de milioane de lei suplimentari pentru indexare. Deci s-au găsit soluții inclusiv în Parlament pentru a rezolva anumite aspecte financiare. Mă iertați, pot să vă întrerup imediat ca să nu... Dar stați, să nu eu uitați. Să ajungem până la urmă. Neastră, vă ascundeți în spatele unor cuvinte ca eficient, măsuri eventuale, discuții în grupuri, o să întâlnim cu reprezentanții piețelor și o să le dăm din deget și o să le spunem să respecte normele epidemiologice. De ce nu s-a făcut asta până acum și de ce nu puteți să veniți astăzi să-mi spuneți? Să ne spuneți tuturor, că cetățenii vor să știe. Analizăm la modul serios acordarea sumii X pentru următoarele coduri CAEM de activitate economică. Venim cu următoarele măsuri, propunem următoarele măsuri suplimentare epidemiologice. De ce nu se putea astăzi deja să avem o discuție pe fond? Nu despre pârghii, dar pe fond. Ce vreți să faceți? Asta se întreabă toată țara. Ce vreți să faceți? Dacă ați fi venit și ați venit cu un plan concret, cred că vota toată sala. Pentru că erau niște măsuri clare. Dar atunci când vorbim despre niște pârghii necesare în abstract, vă suspectăm de cu tot alte intenții decât cele declarate cu mult patos și gravitate în plenul Parlamentului. Haideți să fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Ați menționat că Parlamentul a făcut rectificări în legea bugetului, identificând 600 și milioane lei pentru anumite plăți sociale suplimentare. Știți că este anticonstituțională.